Bursa Mărțișorului a ajuns și la Deva după ce la finele săptămânii trecute a fost organizată la Petroșani. Aproape 800 de hunedoreni aflați în căutarea unui loc de muncă au fost prezenți la eveniment, având puse la dispoziție de către cei 60 de agenți economici 526 de locuri de muncă. Interesul hunedorenilor aflați în căutarea unui loc de muncă la Bursa Mărțișorului a fost crescut la ediția organizată astăzi în reședința de județ. Aproape 800 de participanți, între care 98 au fost angajați pe loc și 251 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. Evenimentul de astăzi este ideea și conceptul AJOFM Hunedoara. Nu se mai desfășoară niciunde în țară eveniment primăvara Bursa Mărțișorului. Avem 58 de angajatori care au confirmat prezența, peste 500 de locuri de muncă. Vreau să mulțumesc oficialităților domnului președinte și tuturor celor care astăzi sunt alături de noi, pentru că asta înseamnă ceva. Și conducerea județului îi pasă de cetățenii care n-au un loc de muncă, angajatorii trebuie să vadă și să găsească un sprijin în tot ceea ce înseamnă evenimentele noastre. În primul rând vreau să o felicit pe doamna directoare de la AJOFM că organizează această bursă a locurilor de muncă și iată a fost la Petroșani, acum la Deva și urmează la Hunedoara. Este un lucru extraordinar, mai ales și este interesant că foarte multe firme vin și oferă locuri de muncă, cum era și la Petroșani, peste 560 de locuri de muncă, peste 50 de firme care veneau să oferă de locuri de muncă și așa este și la Deva și sunt convins că va fi și la Hunedoara. Este un lucru pe care AJOFM-ul face cu deosebită plăcere și susține întotdeauna și cred că toți cei care nu au locuri de muncă au posibilitatea să caute și să găsească un loc potrivit fiecare. Sigur că dacă nu încerci, nu vii să cauți, nici nu o să găsești, că nimeni nu vine să ofere acasă loc de muncă. Sper că și astăzi, ca și la Petroșani, lumea o să plece mulțumită, mulți oameni care să își găsească un loc de muncă și multe firme care să-și găsească oameni. Mă bucur să fiu astăzi aici, la Deva, acasă, alături de cei de la AJOFM și de acțiunea lor extraordinară, de a aduce la masă antreprenorii și forța de muncă disponibilă în Deva, astfel încât fiecare să-și găsească locul cel mai potrivit. Mesaj, în fiecare zi noi muncim în Ministerul Economiei, Antreprenatului și Turismului pentru antreprenori, pentru a dezvolta antreprenatul, întreprinderile mici și mijlocii și de asemenea și companiile mari. După succesul pe care l-a avut AJOFM-ul la Petroșani, vedem un nou scrutin de a căuta locuri de muncă toți angajatorii și cei care vin în această perioadă să-și caute un loc de muncă. Oamenii sunt puțin abătuți, întrebători dacă vor găsi, dacă nu vor găsi locuri de muncă, dacă vor găsi locuri de muncă pe care se pot plia, care au studiile necesare pentru fiecare în parte și pentru fiecare angajator în parte. La Bursa Mărțișorului, organizată astăzi la Deva, au participat sute de hunedoreni aflați în căutarea unui loc de muncă. Pare nouă ok că sunt oferte, depinde fiecare om ce știe să facă, ce poate să facă. Ce calificare aveți și ce v-ați dori să găsiți astăzi la Bursa Locurilor de Muncă? Deocamdată eu nu am calificări, acum m-am înscris la un curs de pază, de securitate, aia mi-e dorința mea că vreau să fiu. Și aș vrea să lucrez de pază, că am lucrat foarte mult în croitorie și este cam greu. Următoarea ediție a Bursei Mărțișorului, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, va fi în data de 15 martie în municipiul Hunedoara.